momentul în care am primit uh, cuvântul lui Dumnezeu Evanghelia, când m-am întâlnit cu Hristos, uh, pot să spun că am avut avantajul uh, foarte mare de a primi o Evanghelie de plină. Uh, și când spun Evanghelie de plină, fac referire în mod special la faptul că Isus este același azi ieri și în veci. El nu s-a schimbat. Ceea ce el a făcut acum 2000 de ani poate face și acum. Faptul că el m-a vindecat pe mine pentru mine înseamnă că poate să vindece pe alții. Faptul că m-a eliberat pe mine înseamnă că poate să-i elibereze și pe alții. Faptul că m-a iertat de plin pe mine poate să-i ierte și, și pe alții. De fapt, cred că ar fi avut o problemă uh, acei predicatori, dacă nu mi-ar fi predicat o asemenea evanghelie, De ce? Pentru că aș fi venit cu întrebări. Întrebări din lumea ocultă în care am umblat. Mi era imposibil să cred că Dumnezeu nu poate face mai mult decât diavolul. Văzusem tot felul de minuni, văzusem că Duhurile Demonice mă înștiințau când și ce și ce anume se, se, se va întâmpla și cu cine. Uh, primeam călăuzire. Era uh, total ciudat să nu cred că Dumnezeu poate să facă astăzi lucrul acesta într-un mod supranatural prin Duhul Lui. Uh, uh, credeam în uh, vindecări supranaturale în, când eram, umblam în lumea ocultă. Cu atât mai mult uh, credeam că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Așa că uh, având trecutul ca un atelier al lui Dumnezeu pentru, pentru viitorul, în care El m-a chemat, pe lângă experiențele personale care am avut, am început să, să slujesc în, în direcția aceasta. Așa că predicam o Evanghelie și predic o Evanghelie de plină în care Isus uh, nu doar iartă de păcat, ci El eliberează liberează uh, de, de sub puterea păcatului, de uh, sub robia vrășmașului, uh, poate restaura vieți. Asta a fost predicarea Evangheliei și este predicarea Evangheliei pe care o fac, dar în același timp aduc și o veste bună celor care sunt credincioși. Pentru că întâlnim credincioși care, conform lui Oseia 4 cu 6, din lipsă de cunoștință sau ignoranță, umblă în teritorii în care sunt legați pur și simplu de cel rău sau mințiți de cel rău. Așa că și pentru ei este o veste bună când spui, da, uite, Isus te poate elibera, Isus are o soluție, Isus are promisiuni care sunt da și amin și pentru tine astăzi.